Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme și lauda lui va fi totdeauna în gura mea. Amin. Nu există un timp sau o vreme pentru a binecuvânta, dar există o binecuvântare pentru orice vreme. Nu există un timp special pentru binecuvântare, dar există o binecuvântare specială pentru orice timp și credem că și astăzi este o vreme în care putem să-L binecuvântăm din toată inima pe Domnul. Amin. Mă invit să ne ridicăm înaintea Domnului să deschidem scripturile în Cartea Apocalipsa, capitolul 3, începând cu versetul 14. Îngerului Bisericii din Laodicea scrie Iată ce zice cel ce este amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățat prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți acei pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva clasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, ei voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Vă invit să vă reașezați. Rece sau în clocot? Ce înseamnă aceasta? Am auzit de atâtea ori tot felul de explicații cu privire la ce înseamnă a fi rece sau înclocot. Unii spun că a fi înclocot înseamnă specificul penticostal, să strigăm tare, să cântăm, să ne manifestăm cât se poate de, de dinamic. Și atunci ce înseamnă a fi rece? A fi rece poate cred unii că e stilul acela baptist, logic, rațional, gânditor. Nu cred că are de-a face cu cântarea, nu are de-a face cu manifestarea, pentru că vreau să subliniez un, un, lucru, aici spunea, știu faptele tale că nu ești nici grece, nici în clocot. Nu scrie știu cântările tale că nu sunt nici rece, nici în clocot. Sau știu rugăciunile tale că nu sunt nici reci, nici în clocot. Sau știu atmosfera din biserică. Sau știu slujbele tale. Nu despre slujbe e vorba. Nu despre rugăciune e vorba aici. Că nu sunt nici rece, nici în clocot, ci căldice. Ci e vorba de faptele tale. De viața ta. Și pentru a înțelege ce înseamnă mai bine aceasta, trebuie să vedem, pentru că Domnul Isus a folosit un limbaj pe care ei îl înțelegeau foarte bine. Pentru că în el se reflectau câteva realități din viața lor cotidiană, câteva lucruri pe care ei le înțelegeau foarte bine. Erau câteva nevoi pe care ei le aveau și erau câteva resurse de care aveau parte. De aceea, ca să putem înțelege bine pasajul acesta, să putem înțelege bine mesajul Domnului Isus, care nu este doar pentru Biserica din Laodicea, dar este și pentru noi astăzi, trebuie să ne uităm puțin în istorie ce a fost Laodicea. Laodicea a fost o cetate construită cu 300 de ani înaintea nașterii Domnului Isus Hristos. Un împărat pe nume Seleucid Antiochus, al doilea, a zidit această cetate în cinstea soției sale, la Odice. Atunci când se așează o cetate, de obicei trebuie urmărite câteva criterii, cum e clima, dacă sunt resurse, cum e poziționarea geografică și sunt multe aspecte când zidești o cetate, mai ales o cetate importantă. Când a fost zidită această cetate, ea a fost pusă exact la o intersecție de drumuri. Drumurile importante din Asia Mică, toate mărfurile care veneau din sud spre nord, din est spre vest, acolo era un punct de legătură, era un nod, dacă vrem, o răscruce, o intersecție. Și atunci regele care a zidit cetatea aceasta. N-a ținut cont însă de un alt aspect și cel mai important aspect din viața unei cetăți că îți trebuie o sursă de apă. Ei nu aveau o sursă de apă. Dar în cele din au spus, e mai bine totuși aici, pentru că noi trebuie să o punem exact în punctul acesta, pentru că e punctul de întâlnire aici toți banii se întâlnesc. Aici toți comercianții trec. Aici toate mărfurile trec din nord în sud, din sud în vest. E un punct strategic, de aceea noi trebuie să așezăm cetatea asta aici. Nu avem apă, asta e. Și asta doar așa, ca o mică reflexie, ca familie, când te muți undeva, când te gândești să-ți așezi familia undeva, fie că să te căsătorești, fie că vrei să te muți cu familia, nu ține cont doar de aspectele economice. Nu ține cont doar de avantajele financiare, ci uită-te dacă ai o resursă de apă. Uită-te dacă ai biserică. Uită-te dacă și Sufletul are acces la resursele de care are nevoie. De aceea, atunci când Domnul Isus vorbește despre asta, El are în vedere ceva. Ca să rezolve problema apei, au făcut câteva conducte, viaducte, care aduceau apa. Și undeva la aproximativ 10 km era un alt oraș, o altă cetate, Heropole, care avea ape termale, ape fierbinți. Numai că străbătând și mai ales neavând presiune, apa aceea până pleca de acolo, ea era în clocot, la sursă era în clocot. Dar până străbătea cei 10 km la viteza cu care putea veni, nu mai era Deloc în clocot, nu mai era fierbinte, era căldicică. Și despre asta e vorba. Ce înseamnă că nu ești nici rece, nici în clocot? Pentru că ce înțelegem din acest pasaj este că și a fi rece e bine, e pozitiv, și a fi în clocot e pozitiv, și ce e rău, ce este negativ, e să fii căldicel. Adică nici, nici, nici rece, nici în clocot. De trei ori găsim afirmația asta în pasajul acesta. Știu faptele tale, că nu ești. Dumnezeu spunea, o, dacă ai fi rece sau un clocor, dar nu ești. Și fiindcă ești căldicel, am să te vărs din gura mea. Probabil cei care vroiau să bea din apa aceea, care altădată era fierbinte, era că n-avea niciun gust plăcut. Și era, era efectiv scuipată, era vomitată, s-o din gura ta. Nu puteai, nu puteai să o înghiți, nu puteai să o ții, nu puteai să bei. Și de aceea Domnul le arată, folosește câteva ilustrații, câteva imagini cu care erau familiarizați pentru a le spune exact asta simt eu cu voi. Exact asta simt eu cu voi că nu mai sunteți ceea ce ați fost. Și ce înseamnă să fii rece sau un clocot? A fi rece sau un în clocot înseamnă, în primul rând, să fii util. Știu faptele tale. Pentru că apa în clocot, acolo la Heropoli, era folosită pentru tratament. Era folosită pentru igienă, era foarte bună, era o apă în clocot, fierbinte, era utilă. Dar scădea temperatura și devenea inutilă. Nimeni nu o folosea, nici într-o parte, nici în alta nu era bună. Aproape era și cetatea Colose, care avea surse de apă rece și de acolo aduceau apă. Dar și acolo până ajungea apa, tot așa era căldicică, că nu mai era apa rece de care avea nevoie fiecare om de acolo. Și ei nu aveau nu aveau nici apă fierbinte, nu aveau nici apă rece. Și de aceea Domnul folosește imaginea asta pentru a le spune acelor creștini că ceea ce contează în viață este să fii util, să fii folositor. nu spune ce ai fost. O, cu 10 km eram în clocot, nu spune ce ai fost cândva. Că eu știu faptele tale, știu azi ce ești nu spune de trecutul tău, de poveștile tale frumoase, de amintirile tale plăcute. spune astăzi ce ești. Ca apa aceea, pornind de acolo, încet, încet și-a pierdut temperatura, și-a pierdut proprietățile, și-a pierdut importanța, și-a pierdut valoarea. Și ceea ce este foarte folositor, ceea ce este foarte util la Heropoli, aici e descuipat, e devomitat. Asta e realitatea pe care eu trăiau și acum asta li se spune. Acolo e foarte bună, pentru că acolo e înclocot. La colo se apă rece, e foarte bună, pentru că e rece. Dar aici nu poți să o bei. Asta se întâmplă. Ceea ce ești astăzi, că nu mai ești util, știu faptele tale. Pentru că trebuie totdeauna să fii util și apa pentru ei a fi util însemna ori rece de băut, ori în clocot să o folosești pentru igienă și pentru ceea ce era nevoie, pentru tratamente. Dar ei nu, nu erau nici așa, nici așa. Nici rece și nici în clocot. De aceea, în primul rând, ce înseamnă a fi rece sau în clocot, înseamnă să fii util. În al doilea rând, ce înseamnă să fii rece sau un în clocot? Înseamnă să fii necompromis. Natura apei să nu fie afectat de mediul înconjurător, să-și păstreze proprietățile pe care le are la sursă. Acolo, la Heropoli, apa era fierbinte, apa era foarte bună, era în clocot. Dar încet, încet, lua din temperatura, din ambient, își pierdea proprietățile. La fel și apa potabilă își pierdea proprietățile prin încălzire. Nu mai aducea beneficiile de care aveau nevoie. Sau mai spunea cineva, știți că microbii nu prea rezistă nici la rece, nici la clocot. Dar acolo unde e căldicel, acolo microbii au mediul cel mai favorabil. Se dezvoltă cel mai ușor, cresc cel mai repede. Să fii necompromis, asta înseamnă să fii rece sau un clocot. Adică să nu fii afectat de ceea ce se întâmplă în jurul tău. Înseamnă să nu se schimbe în viața ta valorile, principiile. Pentru că trăim într-o lume care se hrănește doar cu trecutul, doar cu istoria. Am fost cândva, Oameni care se hrănesc cu poveștile de altă dată, frumoase, bune, reale, dar ele nu mai au nicio valoare dacă astăzi nu mai avem parte de ele, de realitatea lor. Degeaba spunem, a fost cândva, am fost. Degeaba am spui ce au fost 10 ani în urmă sau 20 sau 30. Contează ceea ce ești astăzi. Nu cumva s-a schimbat ceva, că asta înseamnă compromisul pentru, pentru ei. Ceva s-a schimbat pe traseu. Ceva în cei 10 km se schimba. Se schimba natura, consistența apei, proprietățile ei, se schimbau. Și din ceea ce era foarte bun acolo, cu 10 km mai încolo, aici era de scuipat, de vomitat. Era de nefolosit. Că ceea ce contează este în viață, nu doar să fi fost cândva ci ceea ce contează este să fii și astăzi. Să nu uităm, să nu uităm, noi folosim pasajul acesta la evanghelizări, de parcă Domnul Isus ar sta la ușa celor păgâni, celor care nu-L cunosc și bate la ușă. Dar este surprinzător că Isus este afară la ușă, nu la ușa unui păgân. Nu este la ușa unor oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Isus este afară, la ușa. Nu la ușa unui creștin, la ușa unei biserici. La ușa bisericii, afară, stă Isus. Pentru că înăuntru nu este loc de El. Înăuntru avem glumele noastre, avem poveștile noastre, avem părerile noastre, avem plăcerile noastre, avem muzica noastră, avem cine place nouă, avem cine trebuie nouă, iar Isus e afară. Eu stau la ușă și bat. Și oamenii poate înăuntru cântă despre Isus. Oamenii poate înăuntru își fac o cruce și spun cu Isus Hristos, dar iată că Isus este afară, la ușă. Această cetate, la Odicea, era așezată într-un punct strategic din punct de vedere economic, financiar, avea de toate. Toate bogățiile treceau pe acolo, din zona aceea. Toate mărfurile treceau pe acolo. Toți banii circulau pe acolo. De aceea aveau bănci care tratau aur, aur pur, pentru că aurul de obicei este plin și de impurități, de Alte metale sau alte materiale, și ca să fie un aur pur, trebuia curățit prin foc. Și uh, ei aveau niște bănci care garantau puritatea acestui aur. Aveau magazine cu hainele cele mai scumpe, se vorbește despre hainele acelea, uh, stofele acelea negre, cu lână neagră. Uh, aveau hainele, acolo era Parada Modei, acolo toate hainele, cele mai scumpe haine, era piața. De desfacere a celor mai bune mărfuri, a mărfurilor de lux, pentru că erau bani, erau hainele cele mai scumpe și ei se lăudau cu hainele de firmă, am spune noi. Cele mai frumoase, cele mai bune, cele mai scumpe haine le aveau ei acolo la Odicea, aveau acces la toate. Acolo ei aveau produse oftalmologice, aveau doctori care Făceau alifii, unguiente pentru ochi. În general, în zona deșertului, pe atunci, în vremea aceea, praful și tot ce exista acolo afectau de multe ori ochii și existau tot felul de probleme la nivelul ochilor. Iar acolo existau doctori care se lăudau cu alifiile lor, cu unguientele lor, cu produsele lor, prin care îi ajutau pe oameni. Să vadă, să-și curăță ochii, să vadă bine. Și se lăudau cu asta, pentru că aveau bani. Au chemat oameni care să investească, oameni care să facă zona aceea tot mai prosperă și orașul acela a devenit tot mai prosper. Avea bogății, dar nu avea apă. Dar se lăuda cu ceea ce avea. De aceea Domnul Iisus când stă de vorbă cu biserica aceasta, îi spune că tu nu mai ești, nu mai ești ceea ce ai fost altădată. Tu nu mai ești nici rece, nici în clocot și asta înseamnă că nu mai ești util, asta înseamnă că ești compromis, că s-a schimbat ceva pe traseu și în al treilea rând, Ceea ce înseamnă să fii rece sau un clocot, înseamnă să fii constant, să rămâi același. Să nu te schimbi în principii, în valori, pentru că schimbarea temperaturii comportă și schimbarea naturii apei și schimbarea proprietăților, a structurii apei. Oamenii nu mai sunt constanți. Atâția oameni, vezi, entuziaști și atâția oameni din păcate, pun atât accent pe entuziasm, pe focul acela de paie. Oameni care repede, repede se aprind, repede se înflăcărează, dar la fel de repede se răcesc. Ceea ce contează în viață, ceea ce contează mai ales în relația cu Dumnezeu, nu este cât de sus ajungi la un moment dat, și cât de constant ești pe toată viața. Asta contează mai mult. Că poți să ajungi la un apogeu, să ai vedenii, să vezi îngeri, să treci prin experiențe extraordinare. Degeaba, duminică, ești pe înălțim, pe vârf și apoi în cursul săptămânii te duci la vale. Degeaba ai un moment în viața ta, un an în viața ta în care te apropii extraordinar de Dumnezeu, dar apoi cobori. Și din păcate, viața multor creștini este așa. Au avut cândva o întâlnire cu Dumnezeu. L-au avut cândva pe Isus în viață. S-au întors cândva la Dumnezeu. Au avut cândva experiențe extraordinare, speciale, deosebite. Dar acum, acum sunt toate doar o amintire. Pentru că s-a schimbat ceva pe traseu. Încet, încet. Și schimbarea asta de temperatură nu era o schimbare bruscă, dintr-o dată, să vezi, aici e fierbinte și uite, dintr-o dată căldicică. Nu, dar încet, încet, imperceptibil, fără să-ți dai seama. Numai când te uiți la distanță mare, îți dai seama, aici era în clocot și acum e căldicică. Dar așa nu-ți dai seama. Pe conductele acelea, pe țevile acelea, dacă te duceai la un metru, temperatura părea aceeași. Dacă te duceai la 100 de metri, temperatura era aproximativ aceeași. Dar în timp, în distanțe mari, se vede dacă mai ești același. De multe ori pe creștinii îi vezi nu într-un an, nu într-o lună, ci îi vezi în ani. Îi vezi și peste 10 ani, dacă sunt la fel de entuziasmați de ceea ce fac. Dacă și peste 10 ani sunt statornici, dacă și peste 10-20 de ani sunt tot în biserică, sunt tot la cor, sunt tot implicați în slujire, sunt tot acolo în dăruire, asta apreciază Dumnezeu cel mai mult, să fii constant. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și exact asta a pierdut la audicia. Nu mai avea constanță. Nu mai era aceeași. De aceea sfatul lui era să venim la el. Te sfătuiesc să cumperi de la mine. Te sfătuiesc să cumperi de la mine, pentru că în Laudicea așa era. Oamenii abia așteptau să vină negustori, să vină comercianți ca să cumpere de la ei, să facă afaceri. Mi-amintesc de vremea copilăriei. Pe timpul comunismului erau bani, dar nu erau produse. Magazinele erau goale. Cât de mult a contat, eu am locuit undeva la marginea orașului, dar acolo unde eram, aveam acasă o fântână. Fântână frumoasă, acoperită, apă rece, bună și cam toate mașinile opreau acolo să ia apă. Toți șoferii treceau pe acolo. Și treceau și cei care aprovizionau magazinele cu mărfuri și aveam posibilitatea să cumpăr. Și mi-am că veneau de multe ori și autocare cu ruși, cu polonezi, să-și vindă mărfurile. Și abia, abia așteptai să treacă pe acolo, să se oprească, să cumperi, să faci o afacere bună. La fel erau cei din Laodicea. Abia așteptau să vină un comerciant, să vină un străin, să le bată la ușă, să spună, nu vreți, vă cumpra. Ca să de acolo vine vrei să cumpere, acum noi avem tot ce trebuie. Nu mai avem nevoie aceea pe care o aveau ei. Dar abia așteptau orice străin care venea, orice negustor, orice comerciant care venea, pentru ei în ochii lor era o oportunitate, o șansă. Hai să cumpăr ceva. Să cumpăr ceva și să vând mai târziu, să fac o afacere. Întotdeauna era o afacere. Întotdeauna orice întâlnire cu un astfel de străin era o afacere. A intrat mai întâi la mine acasă, ce bine este, și mulți, mulți făceau ca să fie cumva la porțile orașului. Ca înainte să intre în oraș, el să fie primul care să ia afacerea în mână, care să ia mărfurile acelea să le aibă el. Dar vine Domnul Isus și folosește exact imaginile astea spunând: Degeaba ai bani dacă nu-l ai pe Domnul Isus. Cei din Laudice aveau bani, aveau aur, aveau bănci. Erau foarte bogați. Dar nu l-aveau pe Domnul Isus. Domnul Isus era afară, la ușă. Și poți să ai toți banii din lumea asta. Dacă nu l-ai pe Domnul Isus, crede-mă, ești cel mai săracom. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc că degeaba ai aurul lumii acestea dacă nu ai aurul pe care ți-l dă Iisus Hristos. Pentru că adevăratul aur este credința în Dumnezeu. Aceea este adevărata valoare. Nu euro sau dolari sau oricare altă valută sunt valorile adevăratele valori de care ai nevoie în viață, ci doar de credința în Dumnezeu. Degeaba ai haine scumpe dacă nu ai statutul de creștin. Cele mai alese haine, cele mai fine mătăsuri, cele mai scumpe stofe le aveau ei și cele mai plăcute haine le aveau ei și să lăudau cu asta pentru că aveau acces la ele. Dar nu aveau haina aceea a sfințeniei, a neprihănirii, hainele cele albe, pe care ți le dă doar Dumnezeu, te îmbracă cu ele. Și de aceea vine Isus și le spune: Cumpără de la mine haine, haine albe. Pentru că hainele acestea frumoase nu pot ascunde mizeria care există în Suflet, nu pot ascunde păcatul care se răsluiește în inimă. Ai nevoie de alte haine. Ai nevoie de hainele de pocăință, ai nevoie de hainele mântuirii, ai nevoie de hainele sfințeniei și ale neprihănirii. Și Dumnezeu vrea astăzi încă să dea aceste haine. Și astăzi Dumnezeu vrea încă să dea aceste haine. Când Adam a păcătuit și a făcut el hainele lui, cum a știut el? Dar a venit Dumnezeu și a spus, nu spune bune hainele astea. Pentru că frunzele astea se vestejesc imediat. Pentru că hainele astea pe care le faci tu vor ține o săptămână. Îți voi da haine care să țină mai mult, îți dau haine care să fie sigure. Și vrea astăzi Dumnezeu să dea aceste haine ale mântuirii sale. Degeaba ai remedii pentru trup, ai tratamente, dacă nu-ți rezolvi problema sufletului. Foloseau în zona aceea, aveau, făceau în așa fel încât era acolo o, o zonă în care tratau, tratau bolile ochilor, tratau celelalte boli, tratau la 10 km, aveau băile termale. Dar nu contează cât de sănătos ești în trupul tău. Dacă nu-ți rezolvi problema sufletului, degeaba ai sănătate. Pentru că sănătatea s oricum se duce. Spunea la un moment dat tot Domnul Isus, mai bine fără un ochi dar să intre în împărăția lui Dumnezeu, decât cu amândoi ochii și să ajungi în iad. Mai bine fără o mână, dar să ajungi în împărăția lui Dumnezeu, decât cu două mâini și să ajungi în iad. Mai bine cu un picior, sau fără picioare chiar, dar să ajungi să intri în împărăția lui Dumnezeu, decât să fii sănătos și să ajungi în iad. Ei se lăudau cu sănătatea lor, cu tratamentele lor. Se lăudau că văd bine și că ei oferă celor din jur ale fii care ajută să vadă. Se lăudau și aveau dreptate. Că aveau într-adevăr. Dar ei nu știau realitatea spirituală. Degeaba ești important pentru lume sau în ochii lumii dacă nu ai numele scris în Cartea Vieții. Ei se lăudau. Toți îi invidiau, spuneau la noi, la, la Odicea. La noi, toți bogații, toată crema e aici, toți banii sunt aici. Sunt băncile cele mai sigure. Aici sunt hainele cele mai scumpe, cele mai frumoase, cele mai bune. Dacă vrei rochii de mereasă, aici le găsești. Dacă vrei haine de gală, acolo trebuie să mergi. Dacă vrei mărfuri bune, Trebuie să mergi acolo. Avem de toate. Nu ducem lipsă de nimic. Era ca un fel de centru comercial în care găseai absolut orice. Pentru că toți oamenii treceau pe acolo, toți negustorii treceau pe acolo și la ei nu lipsea absolut nimic. Toate mărfurile treceau pe acolo. Și se puteau lăuda că sunt importanți, că sunt într-un punct strategic dar nu realizau că adevăratul aur, adevărata bogăție, este credința în Dumnezeu. Nu realizau că adevărata sănătate este mântuirea sufletului. Nu realizau că adevărata importanță a vieții este viața spirituală, este cea legată de sufletul tău. Și nu realizau unul dintre cele mai mari adevăruri, că cel, cel mai important, sau de fapt, adevăratul partener de afaceri este Isus Hristos. Te sfătuiesc să cumperi de la mine. Ei întotdeauna căutau parteneri de afaceri. Totdeauna când apărea ceva nou, vreau să pun eu mâna pe afacerea asta, vreau eu să am mărfurile astea, vreau să le distribui eu, vreau să mă ocup eu. Și vine acum cineva și spune: Am eu marfa cea mai scumpă din lumea asta. Am eu lucrurile de care au nevoie și pe care nimeni altcineva nu le poate da. Eu îți dau ceva ce nu are nimeni. Eu îți dau ceva ce nu găsești nicăieri în altă parte. Te sfătuiesc să cumperi de la mine. Să faci afaceri cu mine. Că e cea mai mare afacere a vieții tale. Nu aurul, nu mătăsurile, nu hainele acelea negre. Cu care se îmbrăcau ei. Nu ali fiile lor scumpe, nu astea erau adevăratele valori. Îți dau eu altceva mult mai de valoare, mult mai important. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățești. Și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu-ți se vadă rușinea goliciunii tale. Și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Pentru că e vorba de ochii inimii. E vorba de ochii aceia care nu văd doar bogățiile lume, doar sclipirea aurului sau a hainelor, ci ochii aceia care văd realitatea spirituală, să-L vezi pe Dumnezeu, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu să stea Dumnezeu al fie, să-L poți vedea pe Domnul. În această dimineață să-L poți vedea pe Domnul. Doamne, deschide-i ochii, se ruga cândva Elisei, deschide ochii să vadă. Să-L vezi pe Dumnezeu, să-L vezi pe Domnul Isus care stă la ușa inimii tale. Să te uiți în viața ta și să nu te crezi tu cel mai bogat, cel mai important, cel mai deștept, cel mai descurcăreț, să te uiți în viața ta și să vezi paradoxul că vine domnul și spune tu spui sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Și nu știi. Nu știi realitatea pentru că nu vezi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Și tocmai cu asta se lăudau. Dar nu vedeau realitatea. Nu vedeau că erau niște păcătoși care au uitat des Domnul Isus, care îl țineau afară din viața lor, care îl țineau afară din, din cetatea lor. Deci, în această dimineață, cel care e aici, stă la ușă și bate. Îți spune acest adevăr simplu. oricine ai fi, tu ai nevoie de Dumnezeu. oricine ai fi. Nu spune sunt pentecostal, sunt creștin, sunt uh, pastor sau prezbiter sau proroc sau orice, ar, oricine ai fi. Tu ai nevoie de Dumnezeu și asigură-te că Isus este înăuntru, nu afară la ușă. Orice ai avea, tu ai nevoie de Dumnezeu. Nu contează câți bani ai, nu contează ce afacere ai, nu contează câte case, sau câte mașini, sau câte haine, sau ce garderobă ai, orice ai avea, cu orice te lauz că ai, crede-mă, nu ai nimic dacă nu-l ai pe Domnul Isus. Toate sunt zero, n-au nicio valoare, n-au nicio importanță. Toate astea trec și pierd odată cu întrebuiințarea în lor. Oricum ai arăta, tu ai nevoie de Dumnezeu. Ai nevoie de Dumnezeu. Oriunde ai fi, tu ai nevoie de Dumnezeu. Nu spune că eu sunt într-un loc sigur. Cetatea asta a fost distrusă în anul 60. Un cutremur. A terminat-o. Oamenii au avut bani, nici măcar n-au acceptat regele, împăratul Nero a vrut să trimită bani pentru reconstrucția orașului. Iar la odiceni erau foarte mândri, foarte aroganți și au spus, Mu mulțumim, nu ne trebuie ajutorul vostru, ne descurcăm noi, avem bani. Scormonim prin gunoaiele noastre, recuperăm aurul, ne descurcăm, nu avem nevoie de nimeni. Atât de aroganți au fost. Se le pice casele, cetatea, zidurile, totul, să fie un morman, să le spună cineva, să vină guvernul, să spune, vrem să vă dăm bani. Nu ne trebuie, nu avem nevoie. Ne descurcăm. Așa erau cei din Laodicea. Și așa se pare că sunt oameni. Că vine împăratul, vine Dumnezeu și spune, vreau să te ajut. Nu, eu n-am nevoie, mă descurc, am bani. Eu n-am nevoie de nimeni. Și oamenii ajung să spună că n-au nevoie nici de Dumnezeu. N-au nevoie de Isus Hristos. Și el stă afară, la ușă și bate. De aceea, în această zi, soluția este simplă, extrem de simplă. Primește-l pe Isus în casă. Primește-l pe Isus în viață. Oricine ai fi, primește-l pe Isus în inimă. Asta va fi cea mai bună afacere a vieții tale. Cea mai importantă tranzacție te sfătuie să cumperi de la mine. Închei cu aceste gânduri despre Domnul Isus Hristos. Ce face El pentru tine? În primul rând, Isus te iubește. El asta a spus, la Odicea, eu mostru și pedepsesc pe toți acei pe care îi iubesc. Și tu ești printre ei. Isus te iubește. El nu vine să profite de tine, el nu vrea banii tăi. Asta era marea problemă a multora. Străinul ăsta e un comerciant adevărat, e unul care are într-adevăr un afacerist, un om de afaceri, unul care vine să vândă sau unul care vine să fure. Să-mi să mă înșele, să mă mintă. Isus Hristos te iubește cu adevărat. El îți vrea binele, nu vrea să fure ceva, el nu are nevoie de ceva din viața ta, el nu vine să te înșele. El n-are nevoie de nimic din ce vrei să-i dai tu. El te iubește. El te mustră. Te mustră înseamnă că îți spune lucrurile așa cum sunt. Îți arată realitatea așa cum este ea, fără să te măgulească, să te lingușească, fără să te înșele. El îți spune, Îți spune clar, chiar dacă tu ai părerile tale, chiar dacă atunci când spui omului lucrurile cum sunt, realitatea așa cum o vezi și el nu reacționează deloc bine, chiar dacă nu-i place, nu-i convine, mostrarea însă este arătarea realității așa cum este ea. Și Iisus totdeauna arată realitatea așa cum este ea, îi mostră. Pentru că îi iubește. Isus e la ușă și așteaptă. El n-a spus, eu trec pe la ușă și bat, am bătut de două ori, n-a răspuns, bun, mai departe, următoarea casă, următoarea cetate. Eu stau, eu stau la ușă și bat. Și el e aici. A bătut și duminica trecută, a bătut și două duminici în urmă, și luna trecută, și anul trecut, și anii trecuți, și o viață întreagă. Pentru el nu e o problemă, el stă și așteaptă. Problema însă știi care este? Că s-ar putea ca într-o zi tu să vrei să mai deschizi, dar să nu poți, pentru că nu mai existi. Asta este singura problemă. Niciodată nu e răbdarea lui Dumnezeu, Dumnezeu așteaptă. Dumnezeu are răbdare cu tine, nu e timpul problema. Problema este că într-o într zi tu închizi ochii și nu mai poți deschide ușa. Problema este că într-o zi vei muri și nu vei mai putea să deschizi ușa. Va fi un prea târziu. Un prea târziu. Isus vrea să stea cu tine la masă. Pentru că la masă se făceau afacerile cele mai bune. Pentru că la masă se tranzacta cel mai bine. Acolo se semnau contractele. Acolo era părtășia. El stă, vrea să stea cu tine la masă. Iisus vrea să-ți ofere bogății, adevăratele bogății. Nu aurul lumii, nu plăcerile lumii, ci fericirea veșnică. Adevărata valoare să-L ai pe Dumnezeu în viață, adevăratele oportunități, adevărata ocazie. Nu este să găsești casa cea mai ieftină, mașina cea mai bună la banii cei mai puțini. Nu astea sunt adevăratele afaceri în viață, să faci milionul sau miliardul. Nu astea sunt adevăratele afaceri. Cea mai mare afacere a vieții tale este să-L ai pe Iisus Hristos în viață. Este să ți se ierte păcatele. Este să fie mântuit sufletul tău. Adevărata afacere Adevărata frumusețe nu-i să arăți bine în trupul tău, cu trupul tău, nu e să ai hainele cele mai bune, ci este ca sufletul tău să fie curat, să ai hainele albe ale mântuirii lui Dumnezeu și să fii fericit o veșnicie cu Dumnezeu. Isus vrea să-ți ofere aceste bogății, aceste privilegii, aceste oportunități, pentru că Isus pregătește o masă specială Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Acest voi cina cu el și el cu mine înseamnă că tu acum îi oferi masa ta, tu acum îi deschizi ușa inimii tale, tu acum îl primești în viața ta, îl pui la masa ta, în sufletul tău, în inima ta și el stă cu tine. Dar vine un moment în istoria acestui univers. Când Isus Hristos va face la fel. Când El va întinde o masă. Când va exista o ușă. Și atunci vor veni oameni care vor bate. Și vor intra la masa aceea. Vor intra pe ușa aceea doar cei care și ei cândva poate în 11 februarie 2024, au deschis ușa inimii lor și l-au invitat pe Iisus la masă. Și atunci asta este reciproc. Într-o zi am bătut la ușa inimii tale, tu ai deschis, ai deschis viața ta, ai pus masa, mai ai chemat la masă cu tine. Acum se întoarce roata. Acum bați tu la ușa veșniciei, ți se deschide, Masa bucuriei este întinsă și ești cu mine la masă. Dar dacă tu nu deschizi ușa, dacă nu-l primești pe Isus în viața ta, la masa ta, nu te aștepta. Pentru că reciproca este valabilă. Nu te aștepta într-o zi ție să-ți deschidă Iisus ușa. Pe tine să te accepte la masa lui când tu nu l-ai acceptat la masa ta. Când tu l-ai ținut pe el afară la ușă, așteaptă-te ca reciproca să fie valabilă. Deci este un mare har. Este un mare har să stai cu Domnul. Și cândva a fost un pictor celebru care a pictat o ușă, a pictat acest episod și cineva i-a spus: toate sunt bune. Tabloul acesta este extrem de, de frumos, de sugestiv, dar lipsește un detaliu. Ai, ai uitat ceva, i-a spus un critic acelui pictor celebru. Ai uitat să pui mânerul la ușă. Orice ușă are un mâner. Și tu ai uitat să pui mânerul. Îl pictase pe Domnul Iisus Hristos, care stă afară la ușă și bate. Și -a spus, nu, nu, n-am uitat nimic. Asta este realitatea. Ușa aceea, ușa inimii tale, nu are mânear pe din afară. Adică nu poate să o deschidă Domnul Iisus ca să intre. Ușa inimii tale, ușa inimii oricărui om, are mânerul doar pe dinăuntru. Doar tu poți deschide ușa inimii tale. Nimeni altcineva, nici Dumnezeu, nici mama, nici tata, nici pastorul, nici comitetul, nimeni altcineva nu poate deschide ușa în locul tău. Ușa inimii tale, are mânerul doar înăuntru. Doar dinăuntru. Tu, cu mâna ta, poți să deschizi ușa. El nu bate la ușă și apoi deschide ușa, dă buzna, că vrei sau nu vrei. Nu, el așteaptă. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, nu uita, ușa trebuie să o deschizi tu. El nu forțează, el nu te obligă. El nici nu te deranjează prea mult. El stă la ușă, o vorbește, îți spune, îți explică, te mostră, dar decizia, decizia finală îți aparține. Decizia finală este a ta. Ce pot să spun în această zi este deschide ușa. Deschide ușa inimii tale, vieții tale, vei face cea mai mare afacere a vieții. Vei prinde cea mai mare bogăție vei avea cea mai fericită zi din viața ta. Nu se compară fericirea aceea cu orice fericire pe care o aducea lumea, pe care o aducea bogăția, pe care o aduc plăcerile acestei lumi. Este bucuria mântuirii lui Dumnezeu. Și în această dimineață îl rog pe acest Iisus. Eu rog să vină, să intre. Îl rog să intre în viața mea, îl rog să intre în casa mea, îl rog să intre. Și tu poți să faci Același lucru. În aceasta să zici, Doamne, intră și în viața mea, vino și în casa mea. Poate cumva te-am lăsat afară, poate cumva cu treburile, poate cumva cu alte lucruri, te țin afară. Poate într-un domeniu sau în altul, în domeniul banilor, te țin afară. Poate în domeniul familiei te țin afară, poate în domeniul școlii te țin afară, poate în domeniul muncii te țin afară, poate în domeniul și într-un domeniu și în altul poate îl ții pe Iisus afară. Iisus vrea să intre în viața ta, în inima ta și să nu existe niciun domeniu în care El să nu aibă acces, în care El să stea afară și să aibă acces în toată casa ta, în toată viața ta, în toată inima ta. Iată, eu stau la ușă și bat. O, dacă ai fi rece sau un clocot. O, dacă ai fi. O, dacă ai fi ce ai fost cândva. O, dacă ai fi! Și în această zi, dacă ai fi înțelept și ai deschide ușa inimii, ai avea parte de cel mai mare har. Dumnezeu să te binecuvânteze. Amin. Haideți să ne ridicăm și să laudăm pe Domnul cu o cântare.